Mitropolitul Bartolomeu Anania a fost evocat astăzi la Suceava în cadrul unui simpozion național ajuns la cea de-a 11-a ediție. Sesiunea de comunicări științifice desfășurată în sala Auditorium a Universității Ștefan cel Mare a reunit profesori, teologi și oameni de cultură de la universitățile din Cluj, Iași, Alba Iulia, Galați și Suceava. Lucrările simpozionului național Valori perene în creația Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania au adus în lumină aspecte importante din opera teologică și literară a primului mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, Bartolomeu Anania. La eveniment au mai participat elevi de la Colegiul Tehnic Petru Mușat din Suceava și de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Mitropolitul Dosoftei, dar și studenții ai Universității din Suceava. Evenimentul de astăzi de la Suceava reunește din nou pe cei care și-au dedicat în ultimii ani atenția activității și vieții mitropolitului Bartolomeu Anania, trecut la Domnul în anul 2011. Este un eveniment din nou pentru că de fiecare dată găsim și vom găsi la această mare personalitate nuanțe noi sau aspecte care merită să fie relevate în special pentru tineri. Și mă bucur că din nou, parcă în anul acesta mai mult decât altă dată, amfiteatrul acesta a fost aproape plin numai cu tineri, ceea ce înseamnă foarte mult și aceasta pentru că el însuși a fost un spirit tânăr care de fiecare dată a comunicat foarte ușor cu tinerii și a avut de fiecare dată pentru ei câte ceva de spus. Am încercat în această întâlnire să venim cu o ipostază a creației lirice a mitropolitului Bartolomeu legată de anamneze, în care mitropolitul ne propune să căutăm în noi înșine că vom găsi cuvintele întemeietoare așezate de Dumnezeu pentru ca să creștem pentru Dumnezeu. Și acesta, de fapt, era și îndemnul și chemarea sa, nu porunca sa. Ca noi tinerii care eram în preajma sa, acum am apropiat și de vârsta lui, să pășim pe această cale a întâlnirii și a întrupării cuvântului, pentru ca să ne aducem aminte că destinul nostru este veșnicia. Aș evidenția în mod special faptul că această ediție a 11-a a simpozionului dedicat Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania a adus în sala de prelegere și mulți liceeni și mulți elevi care încep să descopere creația, literatura, dar și personalitatea marelui mitropolit și care încep să fie inspirați de valențele multiple ale creației sale. E un simpozion care an de an devine și mai complex, mai prolific și în conferințele care sunt susținute, dar și în mărturiile pe care le dau cei care participă la lucrări. În contextul acestor vremuri, când tradiția, istoria, buna credință sunt cumva umbrite, o asemenea manifestare se constituie într-un moment de ridicare a conștiinței și de înălțare a ei spre desăvârșire. În acest an, marele premiu al simpozionului a fost oferit scriitorului Grigore Ilisei. Ceea ce se întâmplă aici de 11 ani e un cântec sadovenian al amintirii, adică nu-l uităm, ci îl înviem permanent prin cuvântul și duhul amintirilor noastre pe cel care a fost Bartolomeu Valeriu Anania. Valeriu Anania, numele de scriitor. Dar toate la oaltă alcătuiau un întreg, o ființă încuvântată, sfântă și dăruitoare a frumuseților pământene și cerești. Evenimentul va continua mâine la Mănăstirea Dragomirna, unde va fi săvârșită o slujbă de pomenire pentru Părintele Mitropolit Bartolomeu Anania.